La doar câteva zile după ce un bărbat din Valea Jiului a fost arestat pentru viol și incest, un alt hunedorean a ajuns pe mâna polițiștilor după ce s-a descoperit că, de circa 3 ani, își obliga fiica vitregă să întrețină relații sexuale cu el. Copila de numai 15 ani a trecut prin clipe de coșmar, fiind bătută și cu biciul ca să păstreze tăcerea. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani din satul Bobâlna, comuna Rapoltu Mare. Procurorii au descoperit că acesta o viola pe fiica concubinei sale încă din anul 2009, de când fetița avea doar 13 ani. Este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol în formă agravată și continuată, reținându-se în sarcina lui faptul că, începând cu anul 2009 și până anul acesta, ar fi întreținut relații sexuale cu fiica sa vitregă de 13 ani pe atunci, 15 ani în prezent. Spuneți-mi, de ce fata nu a depus mai devreme plângere? De frică, spunând că a fost amenințată cu bătaia și cu moartea dacă spune cuiva despre ceea ce s-a întâmplat. Minora a sesizat poliția anul trecut, făcând însă plângere pe numele unui alt bărbat, un vecin din acela sat. A reclamat fata anul trecut fapta, dar a învinuit o altă persoană, față de care s-a dat o soluție de neurmărire. S-a dovedit că nu acea persoană este autorul faptei. Și cine era? Era tot ceva rud, aveau ceva... Nu, era un consătean? Da, un consătean de acolo. Și de ce a zis că e ăla? Pentru că i-a spus mama fetei, a determinat-o să... spune lucrul ăsta. Chiar dacă în prezent mama fetei nu este parte în dosar, procurorii nu exclud însă ipoteza ca femeia să fie cercetată pentru denunți calomnios. Calvarul prin care minora trecea însă nu a luat sfârșit, căci tatăl ei vitreg a continuat să o violeze, deși concubina sa, adică mama fetei, aflase tot ce se întâmpla. În urmă cu câteva zile, copila nu a mai suportat și s-a adresat din nou poliției, de această dată dezvăluind cine este adevăratul autor al faptelor. Au mai fost audiați și alți martori care confirmă inclusiv faptul că i-au văzut undeva pe câmp în timp ce întrețineau relații sexuale. Cât despre autorul faptelor, acesta a fost arestat pentru 29 de zile. Cererea parchetului de pe lângă tribunalul Hunedoara și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile. Împotriva hotărârii tribunalului Hunedoara se poate declara recurs în termen de 24 de ore.